Biserica Buna Vestire a parohiei Sfântul Ilie Șcheia din Suceava va primi în dar, marți 21 noiembrie, la ora 15, o copie a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Sfânta icoană va fi adusă de o delegație condusă de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Aceasta va fi întâmpinată cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de către preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și de închinătorii care au evlavie la Maica Domnului. După primirea odorului de mare preț pictat după icoana originală și acoperit cu ferectătură, se va săvârși slujba acatistului icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, alcătuită de către înalt preasfințitul Calinic în vremea slujirii ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, acționița, a fost pictată după prototip rusesc în 1938 de către părintele Octavian Zmău din Roman, la rugămintea ieromonahului Iov Mazilu, care a fost egumen al schitului Hadâmbu între anii 1937-1959. Ferecătura generală a icoanei făurită din argint de către meșterul argintar Ioan Cotfas din Târgu Neamț a fost suflată cu aur în atelierele de la Sofrino din Moscova. Coronițele din aur masiv aplicate pe îmbrăcămintea icoanei, împodobite cu pietre prețioase, rubine, safire și smaralde, au fost lucrate de meșterii scusiți de la monetăria statului. Cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul anilor, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este cinstită la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta este scoasă în procesiune la adormirea Maicii Domnului, la nașterea Maicii Domnului și la înălțarea Sfintei Cruci. În mai multe parohii și mănăstiri din țara noastră, icoana Maicii Domnului a poposit pentru ca oamenii să aibă prilejul să o cinstească pe preasfânta născătoare de Dumnezeu. De asemenea, copia icoanei a fost dăruită în câteva parohii și mănăstiri din țară și de peste hotare.